Bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Radar TV. Este joi, ora 19 și, doamnelor și domnilor, este penultima emisiune din acest an, pentru că, iată, mai avem câteva zile și vom păși în 2023. Vorba cântecului, a mai trecut un an prin noi, a fost și soare, au fost și ploi. Dar din păcate în acest an cred că am avut parte de mai multe ploi și cu grindină, ca să spunem așa, cu ghilimelele de rigoare. Doamne și domnule, în această seară vom discuta despre administrație și puțină politică și uh, mai multe aspecte legate de ceea ce înseamnă gospodărirea unei localități, unei comune pe care noastră o cunoașteți foarte bine. Uh, e vorba de o comună apropiată uh, orașului Roman. A spune că ar fi așa, sau putem considera că este un cartier de lux uh, a Romanului. Poate cei din Cordonu nu sunt de acord cu mine, însă eu cred că Comuna Român ar putea să aibă un astfel de statut pentru că, într-adevăr, acolo locuiesc foarte, foarte mulți romașcani. V-ați dat seama, probabil, că invitatul din această seară este domnul primar Adrian Ciobanu, pe care îl salut. Bună seara, bine ați venit la noi! Bună seara! Bine v-am regăsit. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Domnule primar, am promis în urmă cu câteva luni când am văzut ultima dată că vom mai avea o întâlnire aici la Roman TV înainte de 9, an pentru că la sfârșit de an știți foarte bine că fiecare dintre noi ne facem un bilanț, facem o analiză a ceea ce ne-am propus la sfârșit de 2021, început de 2022 să facem, atât pe plan profesional cât și pe plan personal și bineînțeles la sfârșit de an tragem linie și adunăm și tragem și o concluzie. Bă, am realizat ce am vrut să, ce ne-am propus să realizăm sau nu? Puteam să facem mai multe sau nu? Repet, atât pe plan personal cât și pe plan profesional. Știu că pe plan profesional v-ați propus destul de multe lucruri. Partii dintre ele realizate, parte nu, dar despre asta o să ne vorbim noastră mai mult în această emisiune. Însă știu că au mai fost și niște evenimente deosebite în cumva noastră în ultima perioadă. O să vorbim și despre asta și s-ar putea să atingem puțin și niște chestiuni politice pentru că vrem, nu vrem... Vedeți, noastră, viața noastră depinde foarte mult de, de factorul politic, de deciziile luate la nivel politic, și acum nu știu dacă este cazul, de exemplu, să discutăm despre uh, modificarea acelei uh, ordonanțe, dacă nu mă înșel, da? sau HAJ ordonanțe. plafonarea uh, consumului, plafonarea prețului la, la energie. E un subiect pe care am dezbătut aici la Roman TV în vreo două, trei rânduri. E un subiect care, de fapt, pentru mine reprezintă etalonul calității lumii politice în România, a indiferenței, ca să nu spun altfel. Dar lăsăm acest subiect deoparte. Vreau să vă întreb la începutul emisiunii, dacă toți suntem la sfârșit de an, moment prielnic, zic eu, pentru a trage linie sau cel mai bun moment, ce v-ați propus să faceți? Ce ați reușit să faceți anul ăsta în, în Cordon, comuna pe care o păstoriți de câțiva ani buni? Așa cum ați menționat, toamna numărăm boboci, dar uh, numărăm uh, rezultatele muncii din cursul anului. Suntem la finalul anului, consider că a fost un an... Uh, bun din punctul meu de vedere investițional la nivelul Comunei Cordun, privind în ansamblu toate investițiile care au fost derulate la nivelul Comunei Cordun în cursul anului 2022, a fost un an extraordinar de bun prin prisma proiectelor depuse în anii anteriori și în cursul anului spre finanțare, mai ales că am obținut un, o, un contract de finanțare cu o sumă extraordinar de frumoasă pentru finalizarea unor investiții în infrastructura comunei. Trăgând linie peste toate, acum la finalul anului, eu consider că a fost un an bun. Întotdeauna putem spune că putea fi mai bun, dar eu cred acum că a fost un an extraordinar de bun pentru comunitatea noastră, trecând peste toate acele necazuri la nivelul societății pe care le avem acum, la ora actuală, creșterea prețurilor la energie, de la carburanți, la, uh, la coșul zilnic al fiecarei persoane, luând în calcul aceste lucruri, ținând cont de aspectele astea, eu cred că a fost un an bun pentru comunitatea noastră. Este clar că dacă acele lucruri nu existau și pentru administrația Comunei Corduni, era un moment mai bun. Dar luând în calcul toate aceste lucruri, cred că a fost extraordinar de bun anul și cred că și anii următori, dat fiind premisile anului 2022, vom avea ani buni din punct de vedere investițional la nivelul Comunei Cordon. Da, dacă ar fi să facem o analiză așa la, la rece, am, aș putea spune cel puțin eu personal că anul 2022 cred că a fost cel mai greu din ultimii 10 ani, chiar dacă am avut anul pandemiei 2020 și 2021. Cred că din punct de vedere financiar cu toții uh, am resimțit sau sim, am resimțit uh, scumpirile din acest an. Noastră știți foarte bine că pe ceea ce înseamnă linia investițională lucrurile s-au complicat pentru că această scumpire la energie, la carburanți, a atras costuri mult mai mari în ceea ce dumneavoastră ați realizat acolo și mă refer la investiții. E vorba de caietele de sacem pe care le-ați făcut într-un fel la un moment dat și poate, poate adevărat, poate nu, pentru că știu că au fost primari care s-au trezit că ceea ce au uh, devizele făcute pentru anumită lucrare au fost nevoie să le schimbe pentru că s-au scumpit prețurile la carburanți, prețurile la materiale de construcție și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că a fost mai, mai dificil. Și clar, costul a fost mai mare. La nivelul construcțiilor au existat două ordonanțe, ordonanța 15 și ordonanța 47, care au actualizat prețurile. Așa este. Cu creșterea, cu, cu, aceste scumpiri. Insuficient? Și Prețurile nu au, fost, nu au fost acoperite suficient întrucât consider că la nivelul acestor investiții toată lumea a rămas nemulțumită. Nu cred că au existat constructori care au fost mulțumiți în cursul anului 2022. Majoritatea au fost nemulțumiți prin prisma creșterii prețurilor la materiale de construcții, la carburanți. Uh, nu discutăm acum de creșterea salariilor, că nu au existat situații în care uh, aceste societăți au crescut uh, salariile în cursul anului 2022. Dar uh, inflația care a existat uh, pe piața materialelor de construcții, din punctul meu de vedere, a afectat și volumul investițiilor la nivelul administrațiilor publice locale și, de ce nu, și centrale. Au existat probleme la acest capitol, am avut mai multe investiții pe care le-am gândit, la, care au fost evaluate în cursul anului 2021 la anumite sume și în cursul anului 2022 a trebuit să le actualizez în baza legislației incidente care a apărut în cursul anului cu indicii de inflație care practic au apărut și în piața materialelor de construcții. Clar că de cele mai multe ori uh, inflația care a fost în zona materialului de construcții, nu a fost 100% reflectată de creșterea prețurilor la energia electrică și la, uh, la gazele naturale și la combustibil. Au beneficiat oarecum, din punctul meu de vedere, mai multe societăți producătoare de materiale de construcții, prin prisma inflației uh, care a existat în cursul anului 2022. Bine, oficial știți foarte bine că avem. Uh o inflație pe care autoritățile ne-au prezentat-o, undeva aproape de 15%. Este clar că nu ați lucrat atunci când ați actualizat. Inflația a fost mult mai mare. Eu am avut o strategie în cursul anului 2022, luând în calcul inflația care va exista în cursul anului. Am demarat majoritatea obiectivelor de investiții la începutul anului astfel încât să pot duce la bun sfârșit programul de investiții pe care mi l-am calculat pentru anul 2022. Și atunci am început toate lucrările într-o primă etapă a anului și clar că acum m-am trezit la finalul anului cu un buget un pic mai sărac, mai la limită. Fac cu greu față cheltuielilor pe care le am la nivelul la nivelul administrației publice locale din Cordon acum, la ora actuală, dat fiind faptul că am implementat majoritatea proiectelor pe care mi le-am propus pentru anul 2022. Vă referiți la cheltuieli de funcționare? Nu mă refer la cheltuieli de funcționare. Ați luat bani din buget pentru că ați fost nevoiți să acoperi niște cheltuieli neprevăzute la investiții. La investiții, da. Am trebuit efectiv sau din. Uh, 12 investiții pe care mi le-am propus a le efectua în cursul anului 2022, am efectuat 11 sau 10, chiar vreo 10 investiții le-am implementat în cursul anului 2022. Da, mă îndoiesc eu că nu am lăsat fără salarii sau fără Nu am lăsat, iluminat public. Nu am lăsat fără salarii sau fără comună. iluminat public, nu-mi doresc în niciun moment să ajungem în punctul și în situația în care să revenim la un bec sau două becuri pe stradă. Am auzit la un moment dat și la nivel local, cuvinte de maniera că dacă opresc iluminatul public, nu voi opri iluminatul public, că orice rabat de la siguranța cetățeanului, eu din punctul meu de vedere, iluminatul public este o utilitate publică foarte importantă pentru comunitate, întrucât pe timpul nopții, în momentul în care infracționalitatea este mai ridicată la nivel național sau la nivelul societății, Iluminatul public are un rol esențial, în sensul în care ar putea descuraja acele idei de infracțiuni la nivelul comunității. Da, oricum, prețul la energie este plafonat. Prețul, prețul la, la energie a fost plafonat în cursul anului 2022, va fi plafonat și în cursul anului 2023. Acum, la ora actuală, lucrăm la un proiect important, deși am demarat discuții. Uh, încă din luna ianuarie-februarie, cu privire la construirea mai multor, uh, mai multor sisteme de producere a energiei uh, electrice uh, sisteme uh, regenerabile, uh, și aici mă refer la panouri solare. Din punct de vedere legislativ, aceste investiții nu au fost uh, 100% uh, foarte fezabile în cursul anului uh, 2022, întrucât uh, la nivelul comunei, cred că am în jur la vreo 30 de puncte de consum de energie electrică, iar în momentul în care construiești uh, uh, un pachet de producere a energiei într-un anumit punct, tu nu îl puteai compensa până acum două săptămâni cu celelalte puncte de consum unde le ai. Atunci erai uh, condiționat să vinzi acea cantitate de energie, de energie produsă în acel punct pe piață. La un preț mic și să-l cumperi la un preț mare din altă parte. Și nu prea a fost fezabil. Acum vreo două săptămâni a apărut legea care dă voie la, compensa la compensarea dintr-un punct de producție Căd. cu mai multe puncte de consum. Este o lege. Am băgat în sistem e o lege am de aur, de aur pentru administrația publică locală. E o lege fantastică pentru administrația publică locală. Îți construiești un parc fotovoltaic într-un punct, și poți compensa toate punctele de consum pe care le ai la nivelul comunității. Abia acum a apărut o legislație propice și benefică pentru a încuraja administrațiile publice locale pentru dezvoltarea acestor investiția. parcuri uh, fotovoltaice pentru producția de energie electrică regenerabilă. Ce înseamnă ca și costuri? Cu bine bineînțeles, consumul uh, lunar pe care îl are primăria acordul cu utilitățile și mă refer aici special la energie, lăsăm la o parte. Astăzi... iluminat public primărie, dar iluminat public, de exemplu. Astăzi la ora actuală am sunat la Delgaz la Bacău pentru La Delgaz, pentru a uh, solicita consumul pe care l-am avut în anul 2021 și în anul 2022. La nivelul anului 2021, am avut un consum de 433 de MW, iar în cursul anului 2022, am avut până în luna 11, am avut. 390 și ceva de megavați. În jur la 430 de megavați este consumul anual pentru Comuna Cordun cu privire la cantitatea de energie electrică, atât pentru instituțiile de pe raza Comunei Cordun, cât și pentru iluminatul public. Deci dumneavoastră așa ați gândit-o într-un fel, faceți niște calcule să vedeți ce consumuri aveți și cam ce ar însemna investiții într-un parc fotovoltaic ca să acoperiți cumva aceste costuri. Așa cum au gândit-o și cei de la primărie a Roma, de altfel când au pus la cale și au realizat microhidrocentrala de pe... Moldova am înțeles că cel puțin acum câteva luni, nu știu dacă funcționează, știu că era în reparații. Afacerea, unii spun că e bună, alții că nu e atât de bună, ceea ce produce această micro hidrocentrală acoperă iluminatul ideea, public. Și, ideea, ideea din punctul meu de vedere a fost extraordinară. Am beneficiat de condiții potrivnice în ultimii ani, dat fiind faptul că ne-am confruntat cu o secetă excesivă în ultimii ani și automat Cantitatea de apă pe râul Moldova a scăzut. Acest lucru îl vedem și din uh, dificultățile cu care se confruntă apaservul da. din alimentarea cu apă acum la ora actuală. Faptul că pânza de apă freatică la nivelul uh, stației de captare de la Pildești-Simionești a scăzut extraordinar de mult și nu discutăm aici de câțiva centimetri, discutăm de metri de, metria, de, metri de apă care au scăzut Cur. din... Uh, Uh, Cred că 4-5 metri în ultimii 10 ani, dacă nu mă înșel. Uh, Dumneavoastră aveți dreptate, au scăzut aproximativ 4-5 metri da, din pânza știți, de apă freatică, la știți nivelul? unde se vede foarte bine acest lucru dacă mergem și ne uităm la pilonii podului inclusiv la pilonii podului de aici de la Roman și la La, nivel, la nivelul Moldovei da. nu cred că 4-5 metri, dar 2 metri au scăzut la nivelul râului Moldova. În zona Topilați cam 4-5 metri. 4-5 metri. Da, ios? Avem probleme din acest punct de vedere. Sperăm ca anii viitor să fie mai buni din punct de vedere a precipitațiilor anuale, pentru că anul 2022 a fost o problemă cu seceta și la nivelul agriculturii. Cantitatea din uh, produsele agricole a scăzut extraordinar de mult în acea Astă toamnă, comparativ cu anul 2021 când a fost un an bun, chiar dacă nu a plouat extraordinar de mult în 2021, dar a plouat la timp cât a trebuit și efectiv cantitatea de produse agricole a fost una M mare, da, decât în una foarte bună, a fost una an 2021 a fost un an foarte bun, anul 2022 a fost un an prost pentru economia României și prin prisma cerealelor care au fost recoltate în toamna producția anului. Producția agricolă care a fost mai slabă. Bine, noastră aveți informații și de la producători. Agricultorii adică de pe comune raza comunei și mai mult decât atât mă raportez strict la informațiile de pe raza Comune și la agricultorii de pe raza comunei, în care anul acesta debeau au scos cheltuielile cu profituri mici cheltuielile făcute pentru însămânțarea adică și... Adică și-au acoperit cheltuielile și-au și -au acoperit au Au e, fost culturi că... care au fost efectiv întoarse în cursul anului pentru că nu dacă au avut... și-au acoperit cheltuielile cu salariile, cu, cu însămânțatul, cu lucrările pământului și așa mai departe... Lucrurile și -au, au fost, și fost mai grele, urmă, dar și faptul că nici nu am investit, nu au fost investiții, nu au fost programe susținute la nivel național pentru dezvoltarea rețelei de irigații la nivel național. asta e o problemă. Nu, am avut, da. uh, nu au fost uh, interesați foarte multe persoane să investim în această zonă. Nu au fost demarate programe, am înțeles că în următorii ani vor fi programe susținute inclusiv prin în AFIR. În, în campanie o să fie foarte no, Am discutat programe. cu colegii de la AFIR, Știți, știți că despre colegii, cândalul, cu domnii Siret de la AFIR. Au... Sire Bărăgan se vorbește de fiecare, o, odată la patru ani. Și se vorbește foarte... Uh, foarte mult și foarte mulți vorbesc despre asta, că vom da drumul, adică vor con continua proiectul început pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, dictatorul <gânt> cel care a făcut mult rău României, între ghilimele. Putem aici, putem discuta până poi mâine, că eu, rău de, eu, rău sau Eu nu, doresc, rar. eu nu doresc să scot, în evidența, uh, să scot în evidență reaua credința unor politicieni de la nivel central. Dar, Dar poate nu ne putem cred. Să, să știți. Poate nu, nu cred că sistemul care există în România este un sistem care ne distruge țara. Sistemul este foarte greoi. Foarte, foarte greoi. Orice proiect pe care îl inițiez astăzi, știu sigur, și un proiect mic pe care îl fac și care, să zicem, că îl, atribui, îl încredințez cu o atribuire directă, și acela mea doi ani. Și acela mea De doi ani. Până la urmă, noi, noi venim și impunem niște reguli. Noi facem aceste reguli nu vin cei de la Bruxelles să ni le facă. știți că există discuții. Există discuții. Bruxelles chiar n-a tras atenția la un moment dat, dar voi ce faceți acolo? Sunteți mai catolici decât papa. Adică veniți, impuneți niște reguli care nu fac decât să îngreuneze accesarea fondurilor europene. De ce să nu le ușurăm? Cinci ani. 5 ani. Treaba. Cinci ani. Abia în 2022 am închis un proiect pe fonduri europene, în speță un proiect de dotări la un cămin cultural de pe raza comunei, în cinci ani. Am demarat proiectul în 2017, am făcut solicitarea de finanțare în 2017, am semnat contractul de finanțare în 2018 și am reușit să închid procedura și efectiv să derulez această investiție în 2022. Ai, au existat obloturi de achiziții de dotări pentru căminul cultural. Dotare și modernizare bănuiesc, nu? Nu a existat nu? nicio modernizare, doar dotări, obloturi un proiector, niște buxe, un au fost mai multe, au fost mai multe, au fost mai multe, au fost mai multe. loturi au fost dotări extraordinare pentru acel cămin cultural, dar vă spun că atât a luat procedura. Orice etapă, orice decizie pe care eu am luat-o la nivelul acestei investiții a trebuit să fie vizată de afir. Și toate aceste documente și mai mult decât atât am am trezit că o parte din uh, elementele solicitate inițial în acest proiect nu mai existau pe piață acum la 4 ani. Am solicitat o tehnologie în 2017 care ea nu mai era pe piață acum, tehnologia era mult mai avansată și atunci la fiecare echipamente, IT. echipamente ale IT, care echipamentele IT, echipamentele IT care existau în 2017 acum nu mai sunt, nu, nici măcar în programele respective nu mai funcționează pe, echipamente. mai funcționează pe echipamentele actuale a, și atunci a, a trebuit modificări. a trebuit, da, dar ca fiecare modificare să o fac a trebuit să am accept, acceptul și avizul finanțatorului și atunci a, e o corvoadă trimite o hârtie, aștepți avizarea, durează 10 zile, 20 de zile eu nu spun că cei de la afiș și-au făcut treaba cu profesionalism s-au mișcat foarte rapid, dar toată procedura asta a durat mult. Cum Și facea? atunci am închis-o în Domnul 2022. Domnilor de la fier, nu mai găsim, domne, calculator, computer cu de tipul ăsta. Ce facem, Luăm altul? După trimiteați adresa și vă răspundeau, după 20-30 da. de da, bă, luați altul, că se poate lua altul. Deci nu aveați, noastră, ca și autoritate contractantă, da, da, nu aveați libertatea asta de a spune, bă, stai puțin, am constatat că pe piață nu mai am computerul A4, 3, 2. Pentru că, că s-au îmbunătățit extraordinar exact. de mult parametrii în au apărut, câțiva au apărut, ani. Au apărut, au apărut mai o tehnologie mai, mai performante. Iau din asta, asta este situația, mă încadrez în somn. Nu, 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 nu. Nu, nu. nu, nu, nu. nu. Deci, nu. Dacă cineva își permite să facă aceste lucruri fără avizul finanțatorului, o bară. O bară. Chiar dacă orice idee este benefică și constructivă, nu te întreabă nimeni. Nu ai respectat clauzele și condițiile contractuale. Da, e de înțeles într-un fel. Pe de altă parte, cred că s-ar putea lucra, s-ar putea modifica niște lucruri ca să nu se mai. Uh, procedeze astfel, pentru că ce să zic, că e vorba de nervi, e vorba de timp. Eu mă numai mai gândim când, când spuneți dumneavoastră lucrurile astea, să faci o adresă, să primești răspuns peste do după 20 de zile, în condițiile în care răspunsul pe care ți-a. l -a oferit cel care te supraveghează, autoritatea intermediară, puteți să-ți-l oferi tot singur, să știi ce ai de făcut. Adică nu ai libertatea asta să, să faci, eventual poți să-i anunți. Domne, voi face lucrul ăsta. Și dacă în două zile să zică, bă, stai puțin, nu-l nu fă. Nu poți. Nu poți. Nu poți. Nu poți. Câți bani europene? Așa este. Nu poți. Când e vorba de banul european, nu trebuie să avem grijă de el și mi se pare firesc într-un fel, dar nici nu trebuie să fim atât de rigizi încât să blocăm efectiv astfel de investiții. Dacă dumneavoastră în 5 ani ați reușit să modernizați un cămin cultural cu echipament, să-l dotați cu echipamente, pe ce ați fi făcut dacă era vorba de altă investiție? Cât ar fi durat? Mult mai complex. Deși, aparent, investiția pare una simplă, simplă ea a fost da. foarte complicată dat fiind faptul că au existat oploturi. Cam așa funcționează treaba în România și în administrație. Pe, nu dumneavoastră... cred că există primar ca să implementeze un proiect la nivelul unei comunități uh, rapid, așa, în câteva luni. Nu, primar... nu există așa spus, ceva. Da, dar aveți asociații. Există asociația primarilor din România. Noastră, ca și alți colegi de-a Faceți parte din niște partide politice care acum sunt la putere. Este și mai simplu, pentru că și PSD-ul și PNL-ul sunt la putere. Cei mai mulți primari pe care i această țară fac parte din cele două formațiuni politice, ori de acolo, ori de acolo. În aceste asociații nu ridicați problemele astea, că sunt convins că noastră, cum vă confruntați cu astfel de, de, de lucruri, se confruntă și primarul de la Săboani, poate și cel de la Horia, de la Sagna și așa mai departe. Nu de la politică. nivel național, Căi... indiferent de OAT, că e comună, că e municipiu, că Când vă întâlniți acolo, nu spun, băi, oameni buni. Hai să-l chemăm pe premier, să-i chemăm și pe oia și pe ăia. Hai să facem ceva, că nu este în regulă. Adică pierdem timp și vorba de nervii noștri și de banii noștri. Eu cred că mergeți aceste întruniri păi, -o -o bine intenționați. Înseamnă că am dat mai multă putere unor persoane să decide asupra banului public și atunci ar apărea, din punctul meu de vedere, și alte probleme. Am analizat situația. Dând posibilitatea, dând forță, dând posibilitatea de a decide asupra banului public, asupra investițiilor unei singure persoane poate fi și o zonă nocivă. Orice lucru benefic poate avea Bun. și o parte negativă. Știu ce spuneți, noastră. S-ar putea, putea, putea ca de cele mai multe ori să existe... Păi, în momentul în care dai posibilitatea ordonatorului principal de credit să ia decizii de capul lui, ar putea ca, indiferent de situații, să găsească posibilitatea și oportunitatea să schimbe parametrii de investiții pe parcursul investiției și din ce și-a propus să nu iese nimic. Sunt mai multe posibilități și atunci orice lucru este cu sunt tăiși. Și sunt tăiși. Sunt și părți bune, sunt și părți păr 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 mai puțin sunt bune. Nu, nu mă refer mult să, să fie eliminată supravegherea. Supravegherea este foarte bună a pașilor urmați, dar cred că se poate lucra astfel, cel puțin în situația sa punctuală pe care ați prezentat dumneavoastră. noastră domnule. Nu mai avem echipamentul ăla pe piață. Iau decizia asta, schimbă normal. Nu mai cumpăr lanterna în care o cumpăr lanterna pe care o găsesc acum, care mai mai bun. Vedeți problema, cea anunț, mai, problema normal. cea mai mare la nivelul administrației publice locale că primarul trebuie să răspunde de toate. Iar de cele mai multe ori primarul nu este specialist în toate domeniile. Eu ca și primar, Așa este. Eu ca și primar am mai multe departamente în subordine. Trebuie să fiu și contabil. Trebuie să știu și partea legislativă de la Secretariatul General al Unității. Trebuie să cunosc și registrul agricol, trebuie să cunosc și taxe și impozite, trebuie să cunosc și impunerea taxelor și impozitelor, trebuie să cunosc și urbanism, și situații de urgență, urgență, și achiziții publice. Nu cred că un singur om poate să ia toate deciziile în această... De-aia aveți, de... Pe... aveți șef la SVSU, păi vedeți mai asta, aveți dar... șef la contabilitate. Avem șefi, dar de cele mai multe ori și întotdeauna, nu de cele mai multe ori, întotdeauna... Primarul este responsabil de activitatea fiecărui departament în parte și el răspunde. Deși el semnează pentru conformitate, majoritatea angajaților din administrația publică se ascund sub semnătura Primarul. primarului, sub semnătura ordonatorului principal de credit, a directorului sau a, a șefilor de unitate, se ascund sub semnătura lor. Nu-și asumă responsabilitatea majoritatea funcționarilor din administrația publică locală. Dacă semnează primarul, înseamnă că răspunde, el răspunde de toate. Nu avem cum să mergem înainte Foarte în interesant. momentul. Păi, există, e... mentalitatea păi în există mentalitatea asta? Există mentalitatea asta în toate. Adică nu semnesc că, domnule, da, dacă ai, ai conștiința curată și știi că ceea ce faci este corect și n-ai dus nimic acasă, de ce să nu semnezi? Știți la un moment dat că a apărut, cel puțin în perioada când era cu Dragnea când voiau să promoveze ordonanțele alea să scape unii sau alții și DNA-ul încerca cumva să se întărească, să aibă puteri mai, mai mari, a uh, apărut si, uh, informația aia că prin primării și mai prin primării, domne, nu mai vor semneze ăștia de la investiții, că le e frică, că vine DNA-ul și ea și care la audieri și ei arestează. Cred că vă amintiți, știți la ce mă refer. Nu, nu mai semnăm. Bă, uite, blocați blocat investițiile în primării, nu mai face nimeni nimic, le e frică de DNA. Eu vreau să vă întreb că sărim așa de la una la alta. Discuția este absolut liberă. Domnule, ce teamă să ai de DNA? Sau de poliția economică? Sau de mama poliției? sau de oricine altcineva, organ de anchetă din țara asta, dacă tu nu faci nimic rău. Și se dovedește că dacă s-a întâmplat ca o decizie dată de să nu fi fost una corectă și tu ai făcut-o neinteresat, te pedepsește cineva, eu nu cred că te pedepsește, sau te neglige, negligența este cu totul altceva. Dar abuzul, serviciului este la fel cu totul altceva. Dar, repet, nu vă de ce să-ți fie teamă dacă eu semnesc pentru o chestiune și sunt conștient că ceea ce fac este bine, să semnesc că vine de neau, bă, mă ia de neau, bă, de neau te ia. De asta ați un aspect corect, plecând de la premisa că cine muncește greșește, că dar și greșeala un lucru foarte trebuie ana trebuie analizată că una este când greșești Păi aici este problema Cum ai cea mai mare Ai greșit intenționat sau? Păi aici este problema cea mai mare din punctul meu de vedere Ai, ai greșit. Sunt -ai și -ai. situații în momentul în care printr-o greșeală simplă efectiv îți poți pierde și libertatea Ai greșit neintenționat și poți întâmpina și această problemă Pentru că vedeți dumneavoastră gustul de sânge la nivelul societății există și întotdeauna societatea noastră are o trăsătură un pic cam ciudată. Ne bucurăm de rău altuia. Și cu toții. Legea la noi nu, te, nu are o barieră prin care să te oprească să greșești. Legea la noi te lasă să greșești și după aia te pedepsește. Legea la noi, și sistemele care sunt, la nivelul, dau un exemplu, la nivelul achizițiilor. Achizițiile care se fac la nivelul unei instituții. Nu, nu, -ți sunt, îngrădi, nu -ți sunt îngrădite posibilitățile de a depăși anumite CPV-uri în cursul anului, dar poți fi pedepsit sau amendat dacă ai depășit aceste CPV-uri aceste categorii de lucrări adică pe fiecare categorie de lucrare eu ca și ordonator principal de credite pot să fac prin achiziție directă da. cheltuieli în cuantumul unei sume era 100.000 de, de mii de la euro. parcă de mii de euro nu s-au mărit acum la, la ora actuală. Da. Plafoanele în această zonă au apărut uh, ceva modificări la legea 98 în cursul anului uh, legea. Nu te blochează în momentul în care tu vrei să greșești. Acel program trebuia să nu-ți dea voie să cumpere anumite servicii într-o anumită zonă dacă tu greșeai. Adică vă, vă revizi la un soft care să-ți interzică să faci o ach anumită achiziție? O achiziție, achiziție dacă sau o greșeală dacă, ai, dacă de... greșești. Adică să te ajute. Poți să și greșești. Nu, adică nu în nu poți să greșești. dacă softul softul trebuie să softul este inteligent softul este trebuie somn. să apere legea și legea trebuie să apere societatea și să interzică posibilitatea ordonatorilor principali de credite de a greși în achizițiile publice. Vorbim de sistemul electronic exact. de achiziții publice, acolo exact. unde fiecare primărie face achiziții, exact. licitații și așa exact. mai departe. Spuneți exact. că există posibilitatea să faci niște achiziții care sunt uh, în neregulă și softul îți permite acest lucru. Deci, domnule, softul, dacă tot so e vorba de un soft. Să te oprească, să, Softul, să, să respecte ea, dacă nu e legea, să respecte legea Am și acel soft spune. să te blocheze, să nu-ți dea voie. Domnule, ai depășit cantitatea de lucrări în acea zonă, pe acel Stop. capitol da. de lucrări. Da. Nu Stop. mai ai voie să faci în plus. La anul, pe următorul exercițiu financiar, nu mai poți să acționezi anumite produse sau servicii în zona respectivă și automat blocat. Bine. Și softul ar trebui să te Sof blocheze. softul spune că cei de la Chiți ar trebui să cunoască legea și să... <laughs> <Cam așa laughs> și atunci, de, când discutăm de parte umană, partea umană poate greși întotdeauna. Indiferent de orice persoană din țara asta discutăm, în momentul în care va lucra, va greși. Și orice persoană, Poate să aibă de erori. Cu toții suntem supuși greșelii până la urmă că din neștiință, din lipsă de cunoștință a legislației Bine. în cauză, pot exista Bine. probleme. Dar vedeți, legea în România nu te exonerează dacă nu o cunoști. Așa este, adică nu dai peste îi tragi unuia două palme și până spui că n-am știut că n-am cunoscut că mă legislația mă pedefse, incidentă în, dacă, zonă. Dacă -am lovit și în ce această zonă. În această zonă, da. Sunt, Dar... uh, sunt probleme din punctul meu de vedere, e clar că societatea a evoluat în ultimii ani. Nu vreau să fiu uh, foarte pesimist în sensul în care să fiu uh, negativ în gândirea mea. Am doresc să fiu pozitiv și constructiv în gândire, pentru că este cel mai important lucru ca cu toții să fim pozitivi și constructivi în gândire. Uh, pentru că chiar succesului de dezvoltare a societății este gândirea pozitivă a tuturor dintre noi. Haideți să vedem și lucrurile frumoase care se întâmplă în România, în uh, zona noastră, în comunitatea noastră, în comunitățile noastre. Să vedem că nu se întâmplă numai rău întotdeauna. Absolut, dar ce am spus se întâmplă mai rău? Sunt și lucruri sunt bune, și bune. Sunt, sunt și lucruri bune și, treaba, și trebuie și să poate. susținem acei oameni care fac lucruri bune, care se dă, care dăruiesc din timpul lor, din... Uh, din viața lor pentru a efectua lucruri bune pentru societatea noastră și să efectiv să dăm, să promovăm aceste lucruri și să încurajăm și pe alții că chiar succesul pentru dezvoltarea țării este să punem cu toții umărul la dezvoltarea societății prin lucruri oricât de mici, oricât de mărunte pe care le facem parcursul unei, pe parcursul unei zile. Dacă la nivel național cu toții, cât, cât mai suntem astăzi, 19-20 de milioane, ne-am propune în țară, ca fiecare da. persoană să facă o faptă bună, o faptă bună în cursul unei zile, doar una singură, nu mai multe, cred că România ar arăta altfel. Da, sunt de acord. Cred că cred dacă că am gândit... Pe de altă parte, cred că, sunt, că, cred că mulți dintre noi facem uh, uh, măcar o faptă bună pe zi. Bine, nu suntem mulți, nostru, dar suntem mulți care facem într-o o fapte bune, în altă zi și fapte mai puțin bune și fapte rele și așa mai departe. Însă, apropo de lucrurile care s-au întâmplat bune în ultima perioadă, trebuie să recunoaștem cel puțin la capitolul digitalizare că, într-adevăr, pandemia asta ne-a împins cumva, ne-a tras un șut așa nou ca și țară și ne-a cam trezit la realitate și, într-un fel, l-am luat-o și noi pe o cărare bună. În momentul ăsta știu, cred că și la cordon e, situația este valabilă, taxele și impozitele se plătesc online, nu? Am implementat acum, la ora actuală, de fapt, din cursul anilor anteriori, am uh, fost uh, afiliați la ghishow.ro, dar uh, a fost un program mai uh, greu, este un program greu din punctul meu de vedere. Dacă acum... nu poți, vă scuzați, nu poți să, să plătești, de exemplu, uh, taxele și impozitele pentru o proprietate care nu e pe numele tău. Acum la ora actuală, la ora actuală am achiziționat un nou soft de colectare a taxelor și impozitelor în care poți plăti pentru toată comuna dacă vrei, cu un singur card taxele și impozitele. poți verifica, îți poți verifica baza de impunere, îți poți poți plăti o amendă de pe telefon indiferent de unde ești la nivelul țării. Ca și cum ai face o cumpărătură online. Foarte simplu, foarte simplu. Deci ai trecut prin prin cordon, te-a oprins radarul, ai luat amenda. Da. Acum vine amenda la București și de la București poți să plătești accesând să plă aplicația, aplicația de pe site-ul primăriei? De pe site-ul primăriei. De pe site-ul primăriei avem o aplicație extraordinar de frumoasă acum la ora actuală și foarte simplă. Eu sunt adeptul lucrurilor simple ca fiind lucruri benefice pentru pentru toți Știi, timp cu de... timpul ăla poți să faci cu totul altceva. Câștigi timp, dar efectiv ai capacitatea intelectuală să plătești uh, taxele și impozitele pentru un program simplu, pentru că discutam de un program deci, foarte sofisticat. poți să, să le plătești și vecinului, dacă vrei. Și vecinului, și bunicii, și fratelui, și oricărei deci, persoane de. care dorești. Dacă ești cu un prieten în mașină și a luat o amendă, intri pe telefon, nu poți să-i plătești amenda, dacă dorești. Tu asta știți mai bine, funcționează numai la noastră în Cotun sau și în alte localități? Mai sunt localități. Mai care au acum, la ora actuală, nu știu dacă sunt toate localitățile afiliate la aceste programe, dar cert este că acest program a câștigat teren foarte mare în ultima perioadă și un program extraordinar de simplu și eficient. Foarte bun program. Dacă l-ați găsit pe piață, înseamnă că el există și îl pot cumpăra da, eu... și alții. Da, ideea este bună, însă au apărut discuții că, cel puțin în anumite domenii, digitalizarea asta nu e atât de iubită, însă, la noi lucrurile cel puțin din punctul meu de vedere, discutam cu persoane care trăiesc în Anglia, de exemplu. Bine, acum nu o să ne comparăm cu englezii, dar putem învăța de la ei. Și spunea cineva, zice, domnule, eu în Anglia, român, eu în Anglia, absolut tot mai puțin, cred că cartea de rezidență, o chestie de genul ăsta, mă deplasez pentru ea. În rest, și permisul de conducere mi-l prin schimb, asigurarea la mașină mi-o fac uh, pe calculator, deci absolut, absolut tot, ceea ce înseamnă că într-adevăr câștigi foarte mult timp, uh, e bine și pentru o parte și pentru cealaltă. Și apropo de lucrurile astea, mă uitam într-o zi pe, uh, pe SICA, pe sistemul ăsta de achiziții publice din România și așa de curiozitate și am uh, constatat că Ministerul Digitalizării uh, achiziționat în continuare papetărie foarte multă hârtie, știți, vorbim de Ministerul Digitalizării și cumpără hârtie, că am făcut o comparație. Zic, cum să vedem, dacă e Ministerul Digitalizării, ăsta ar trebui să fie exemplu pentru noi toți. În 2020 câtă hârtie a cumpărat, în 2021 câtă hârtie a cumpărat și în 2020 câtă hârtie a cumpărat. N-am apucat să calculez așa la când n-am avut timp, dar uitându-mă pe, cuva pe diagonală... Noi în România avem o vorbă. Zic cam mult. Sau la mult. Noi în România avem o vorbă. Vii se cu hârtii și morți cu pământ. Orice lucru pe care îl faci la nivelul administrației, și acum, la ora actuală, dacă nu întocmești cantitatea de hârtie care să justifice că ai făcut acel lucru, s-ar putea ca cineva să nu te creadă că ai făcut acel lucru. Sunt instituții la nivel de județ nu să dăm anume, îmi povestea la fel cineva. Zice, deci, domne e ceva de groază. În primărie Nu e vorba de altă primărie, nu de cordon. Nu avem probleme la noi pentru că eu cunosc atitudinea pe care eu o am față centru, de cetățeni. și centru nu doresc... niște informații și cei de la primărie nu să-și facă, în loc să nu se meargă pe teren, de exemplu, să facă o treabă utilă comunității, stă să adune niște date, să facă niște informări pe care să le transmită săptămânal la, nu știu unde, la instituția, nu știu care, de la, de la Piatra Neamț, acolo unde de, se centralizează toate datele din județ, care pleacă mai departe la, la București. De exemplu, cei de la Garda, Garda de Mediu spunea săptămâna trecută că nu au cum să intervină la o situație extrem de gravă, din punctul meu de vedere, pentru că au niște acțiuni dictate de la București. Deci cum? Adică n-ai echipă de intervenție ca fapt de echipă de intervenție pentru că tu trebuie să execuți niște acțiuni dictate de București, din astea de sezon cumva, știți? Ia să vedem dacă e containerul dus la groapă sau aruncat pe, în fine, nu știu ce fel de acțiuni de sezon au avut și cei de la Garda da, de Mediu. Da, 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 am avut acum vreo două săptămâni Garda de Mediu un control pe la nivelul instituției, au fost verificate. Uh, cantitățile de deșeuri care au trebuit uh, reciclate la nivelul anului 2021. Și cred că stăm minunat și la capitolul ăsta. Poate e un capitol... e un... La, la, Apropo, dacă tot... Uh, nu cred, poate că stăm mai bine decât alții. alții. Dar nu stăm bine și nu reușim să acoperim uh, parametrii de deșeuri reciclate în cursul anului. A, uh, colectăm selectiv, dar nu reușim efectiv să atingem acel nivel de 50% pe care ni l-am impus prin programul național de. de reciclare și colectarea deșeurilor finanțat de Uniunea Europeană. Deci cetățenii din cortun colectează selectiv. Exact. Merg la colectăm selectiv. Acolo punem cartonul, punem sticla, punem nu, sticla car, sticla separat, separat odată da? pe lună colectează Peci operatorul la sticla. ai terminat bolciun, le mai poți recicla? Da, o dată pe lună colectăm sticla. Săptămânal colectăm deșeuri din plastic și din hârtie, separat și săptămânal și deșeul menajer. Încă suntem, din punctul meu de vedere, tributari acelor cantități care ar trebui să le reciclăm. Nu am reușit acum, la ora actuală, să colectăm deșeurile biodegradabile, dar sperăm pe parcursul anului viitor să reușim să colectăm și acele deșeuri biodegradabile. Mai mult decât atât, am solicitat finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență a unei platforme cu unei platforme Biomas? pentru colectarea deșeurilor cu aport voluntar. Nu îmi doresc să strâng aceste deșeuri provenite din construcții sau deșeuri provenite biodegradabile sau mobilier care omul are în curte să pot să trimit câte o mașină la fiecare să-l colectezi din fața porții, dar îmi doresc să existe o zonă la nivelul comunei unde fiecare persoană care deține aceste deșeuri, să-și le încarce în mașină și să le aducă la acest uh, centru de colectare prin aportă voluntară. Deșeuri, voluntar. din, construcții, vă deșeuri din construcții, Deșeuri din construcții, și... deșeuri biodegradabile, Și, zic, și în momentul cum se procedează din punct de, pe, pe raza comunului este o mare problemă? În, și cred că, în cursul anului... La nivel național e o mare problemă. E o mare problemă. În cursul anului... Am strâns aceste deșeuri provenite din investițiile pe care le-am avut la nivelul comun, mai ales că am demolat împrejmuiri vechi, am demolat trotuare, șanțuri, am efectuat lucrări de investiții la apă și canal și au rezultat deșeuri. Din... deșeuri da. au rezultat de deșeuri din uh, construcție, cantități mari, efectiv. La finalul anului am uh, contactat o societate avizată de către mediu, care are uh, uh, toate documentele uh, actualizate la zi și este autorizată să facă acel lucru, să recicleze aceste deșeuri și am uh, concasat, am concasat și am reciclat aceste deșeuri uh, care au fost rezultate din, construcții, din construcțiile, să zicem, la nivelul comunei Cordon, la finalul anului. Am concasat 1500 de metri cubi de betoane și de resturi provenite din construcții, pe care urmează să le folosim la terasamente în cursul anului viitor. Și prin această metodă cred că am reușit sau reușim să ne apropiem de acele targete pentru că legea nu specifică clar că ce fel de deșeuri. Deșeuri municipale, la acest capitol, intră toate deșeurile. Și efectiv am concasat, am reușit să reciclăm aceste deșeuri și ulterior să le valorificăm în cursul anului următor. Acum, la ora actuală, ele sunt depozitate, concasate, mărunțite și aranjate, reciclate, în sensul în care ferul a fost dat deoparte da, da, da. prin concasarea acestora și avem un morman mare, o grămadă mare de. de nu moluz, resturi, dar nu sunt resturi, pentru că este un material extraordinar, con ca... beton, beton concasat. Da. Rest de beton concasat, un material extraordinar de bun, practic acele resturi din construcții au fost Teracota concasată, cred că e tot acolo, Bec, dacă e, da? Teracota, nu știu, nu. dacă nu am avut teracotă noi în zona nu, că am asta. găsit o foarte multă teracotă spartă undeva pe Aicea merge acum casată pe, 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 pe Ozana. Dacă luăm la pas albile cursul de apă din județul neam și din această țară, o să ne speriem. Eu m-am speriat aici la Horia. pe unde am mai găsit. Am găsit și pe. Sirius, Avem, pe o Avem o soluție simplă la îndemână. Avem o soluție simplă la îndemână. Dar avem o soluție simplă la îndemâna cu la ora asta, actuală și transformăm deșeurile în materie primă pe pentru ce, terasamente. Păi, pe, uh, vedeți noastră, ceea ce spuneți înseamnă un lucru am la făcut care lucrul ăsta, pentru că prin, această, prin acest lucru pe care eu l-am făcut, nu mai unul plătesc, la mână. Nu mai, mai plătești balați din Moldova. Nu exemple. mai au balast din Moldova, unul la mână. Dar asta e un lucru care nu e mai puțin important. În primul rând și în primul rând mi-am făcut targetul de reciclare la nivelul comune. Am reușit să reciclez 50% din cantitatea de deșeuri municipale rezultate în cursul anului 2022. Nu va trebui să plătesc pentru că pe fiecare tonă de deșeuri pe care eu nu am reușit să o reciclez la nivelul uh, comunității, sunt obligat în cursul anului viitor să plătesc 100 de lei la fondul de mediu, ca și penalizare. Pedepsit. Pedepsit. Eu am reușit prin acest lucru să ating targetul să nu mai plătesc 100 de lei la fondul de mediu și totodată să fac curățenie și să obțin o materie primă pentru o pentru o investiție ulterioară pentru că voi avea terasamentul dau un exemplu pentru un teren de sport pentru Aveți la ce orice altceva. Sigur da. că da cineva eu. mă întrebat, dar ce facem cu el acum îl împrăștiem. Cum să împrăștiem aurul. Avem materialul rezultat, Avem din să așa, părere. și putem să-l folosim la o viitoare investiție. Poate fi compactat, la un... poate fi folosit la orice. Compactat Costurile e... au fost mari de transformare acestor deșeuri în, în. Costurile material. nu sunt mici, că trebuie să le aduni din bucăți mari să le, uh, cum spun eu, Exact. Spun nu sunt nici foarte mici, dar nu sunt nici foarte mari. Eu, din contra, cred că sunt. Uh, uh, sunt lucruri extraordinare. Prin protejezi mediul. Protejezi mediul, da. Oricum, protegezi mediu, protegezi da. Mediu, da reciclezi, reciclezi și obții materie primă pe pentru pe care o, o folosești la da, alte lucrări. Da. da. Efectiv poți poți să stabilizezi drumurile de exploatație agricolă cu acest Absolut. material efectiv poți să faci terasamente pentru aceste drumuri agricole. Nu spun acum la ora actuală că poți să faci autostrăzi din acest lucru, dar chiar și poți, din punctul meu de vedere, chiar și autostrăzi poți să faci și terasamente pentru lucruri foarte importante. La balastatul drumurilor, de exemplu, unde nu ai asfalt, poți să folosești materialul exact, ăsta. Exact, sigur, e... fără nicio problemă. Dacă el nu este contaminat de anumite substanțe și de anumite lucruri, dacă nu are în componență, să zicem, azbo, ciment sau alte lucruri, doar un beton concasat, cred, din punctul meu de vedere, că este un lucru extraordinar. Și da. am făcut cu curățenie și am făcut aceste lucruri în speranța că am făcut un lucru bun pentru comunitatea pe care o reprezint și pentru obligațiile din acest punct de vedere pe care le aveam eu în calitate de primar la fondul de mediu ca gestionar al ceea ce înseamnă utilități de colectare a deșeurilor și de reciclare la nivelul Comunei Corzon. Noi la nivel național avem o mare problemă cu reciclarea deșeurilor și managementul deșeurilor, ca să spun așa. Nu reușim să depășim, îmi spunea cineva, cred că 5%. Nu suntem pe acolo sub 10%, 3%. 2 Eu, prin platforma de deșeuri, prin platforma de colectare cu aport voluntar pe care doresc să o construiesc la nivelul comunei, voi reuși undeva, din punctul meu de vedere, să ating chiar 60-70%, chiar și 80% pe aceste deșeuri uh, municipale pe care le am la nivelul uh, Oatei Cordon. Pentru că voi colecta tot ceea ce înseamnă deșeuri provenite din construcții de la toate persoanele de pe, la nivelul comunei Și noi ne raportăm la tone. Aș și știți foarte bine că cu această ocazie nu -o, pe... o să le mai arunce pe albea Arbui? râului da, în anumite zone Arbui. și o să reușesc să colectez aceste lucruri. Ați găsit un spațiu, le depozitați, vine concasorul, le concasează, nu. le depozitați? Sau... Am, achiziționez concasor la nivelul, la nivelul primăriei prin acest proiect. o afacere, îi chemați pe ceilalți din alte comune să vină la concasat. La, la cordon. Nu mi doresc, nu pot să fac afaceri la nivelul administrației publice. De ce nu? Pe, nu, pot Con, nu pot să fac afaceri. Concasa să și uh, Săboanului. Nu pot să fac. Uitați că Săboanul... Și Săboanul vrea să facă acest lucru și Săboanul să vrea să facă platformă Bra? de de, de, de colectare a deșeurilor prin aport voluntar. De ce nu vă înțelegeți să faceți o asociere în din punctul ăsta de vedere, n-ar fi mai simplu așa. Știți că se vorbește foarte mult în România, că noi suntem mai individualiști, nu știm să ne asociem și nu vrem să ne asociem N-ar fi mai simplu, până la urmă vine și Cordonul. Și Cordonu. este o comunitate mare, mare și, comuni și Cordonul adică este o comunitate și mare. Și ei, mai uh. vorbiți și cu cei de la și poate? Atât eu cât și colegul de la Săboane am depus solicitări de finanțare, ambii, pentru aceste platforme de colectare Ce prin un aport voluntar. Decât să ai câte o platformă în fiecare comună, ai una de capacitate mai mare care să deservească mai multe localități. Și uite, așa îl rezolvi și pe unul care e mai sărăcuț și, și uite... pe la care e mai bocar și ai scăpat mediul de o mare pacoste din punctul meu de vedere. Eu nu m-am săturat. Omul care mai merge la pescuit din când în când și îmi place să mai merg pe malurile... Cursul de apă, m-am săturat de câtă mizerie poate să fie. E ceva de ferească Dumnezeu. Măcar dacă se rezolvă asta cu betoanele că și cărămizi și așa sunt vinovați de faptul că avem mizerii pe marginea drumului, pe marginea râului, pe marginea așa. Nu știu, au și ei partea lor de vină. Care? Ei nu sunt vinovați că până la urmă nu aruncă ei, deși poate sunt și politicieni care aruncă. Că până la urmă știți cum e, oglinda comunității în Parlamentul României. Politicianul este oglinda noastră a cetățenilor. Păi, pentru că eu cred în primul rând că politicianul, și mă refer la politicianul, de exemplu, că primarul e și politician, dar când e la muncă, el este omul comunității. Mă uitam la Horia și am fost în 3-4 rânduri, este un părău, părău țigan, ca de acum el, care se varsă în în Siret, dacă știți. Nu, da. Uh, nu, la Ion Și am fost în câteva rânduri acolo și am și vorbit aici la, la Roman TV, cred că de vreo 5-6-7-8 ori. Cred că mesajul a ajuns și acum unde trebuie, dar de fiecare dată că m-am dus să văd dacă s-a întâmplat ceva, nu se întâmplase nimic. Erau niște zone unde unii s-au obișnuit să arunce deșeurile din construcții și nu erau, se vedea că nu erau cetățeni simpli care aruncau o roabă de, ei, știu eu, o spărgea ce să spargă o sobă. Erau societăți comerciale societăți care comerciale. Desfășurau, deci, activități în mediul ăsta. Bude, cărămizi, betoane, era efectiv un depozit ilegal. Vreau să spun că am atras atenția de 5 ori de cinci ori am fost acolo și colegii mei au vorbit, cred că și cu cei de la primărie, nu s-a întâmplat absolut nimic. Deși lucrurile puteau să se rezolve foarte ușor, iar noastră cred că va și prins la ce mă gândesc eu, puteai să pui o cameră video în locul respectiv, să-i prins pe cei care făceau chestia aia și să-i sancționezi. A trebuit ceva, poți să faci. Da? Aici eu văd eu vin autorităților. Un extraordinar de mult pentru gestionarea curățeniei la nivelul comunei și am întâlnit situații în cursul anului 2022 când oameni care cărora le era colectat deșeurile săptămânal din fața porții și au pus deșeurile în mașină și le-au aruncat uh, uh, în șanțuri, în zona de protecție a drumurilor rutiere de pe raza comunei. Nu vă niște camere video, că îi facem noi I-am găsit fără nicio problemă, că și-au uitat bonurile de la magazin uh, prin acele resturi de gunoaie. I-am găsit Cu fără nicio problemă, Anglia, da. dar efectiv efectiv rămâi surprins, de... rămâi uimit de decizia unor persoane care... Și nu le-ați dus acasă mă scuzați că vă întâlt. Uh, Toate acele persoane s-au mobilizat și au strâns resturile pe care le-au aruncat. Ar efectiv într-o zonă, efectiv într-o zonă pe care am igienizat-o. Am curățat-o astăzi. M-am trezit cu câțiva saci de gunoi. Găsim aceste situații. Și sunt și a... persoane de bine, așa? nu? Și persoane de bine, bine și așa, persoane nu? de bine, care au... sunt. De la suntem care avea suntem, așa, bine suntem rău intenționați, cred că, vis a -vis de, de multe lucruri care ne se întâmplă mm. la nivel național, suntem cu toții vinovați, suntem cu toții vinovați că nu avem o cultură a curățeniei, a protecției față de mediu. Uh, discutam de o faptă bună. Haideți să culegem fiecare dintre noi o plasă de, de deșeuri pe care le vedem pe câmp. Eu, eu coleg asta ce fiecare vară. Dumneavoastră culegeți saci, saci, fiecare vară. Haideți să ne propunem cu toții la nivel național să culegem un sac următoarea vară, săptămânal. Următoarea vară, grămadă e și mai mult. Un sac săptămânal, un sac săptămânal. Apropo de ceea ce Eu zi, cred că ar trebui efectiv legea să pedepsească în zona penală aceste eu cred că infracțiuni pe care le realizăm. Să treacă contra la mene. contravenții, să le treacă la infracții. Exact, exact. Și ce se întâmplă? Este dureros ceea ce spuneți A trecut, a trecut în zona asta, dar pe anumite lucruri, eu efectiv și pe aruncatul din mașina unui PET, a unui... Uh... Dar și asta e contravenție, până la urmă... Nu contravenție, să -a, a, trecem la infracțiune. La infracțiune. Da, cred e că fracțiune. și Chiștocu, și Chiștocu aruncat pe fără trebuie ar trebui cumva pedepsit mai drastic. Dumneavoastră, vedeți, vedeți, când intrăm aici. în țară, prin vămile românești, venim din Europa, din Europa da. când venim din Europa... Acolo vedem nu facem. curățenii, vedem curățenii în Austria, în Germania, în Franța, în Italia, așa, ajungem în Ungaria, vedem curățenii. La primii metri după ce am trecut vama din România, vedem ambele șanțuri, ambele. Uh, Zone pline de deșeuri, de deșeuri. aruncate de, vă, peste geam. Vă cred și, din păcate, m-am adus aminte acum de un caz care a avut loc anul ăsta, identificat situația pe rasa Comunei Păngăraților, județul Namț, de la Piatra Namț spre Bicaz. Acolo, cei de la primărie, exact ce v-am spus eu și cred că de la mine s-au influențat, adică eu i-am influențat. Au montat, era un loc unde niște unii aruncau regulat gunoi. Sacoșa. Am și o camere, camere... O... Dar știți l a picat pe camera aia printre alții? Uh, un nene, un nesimțit că nu pot să-i spun altfel, ofițer la DICOT. Deci vorbim de ofițer de poliție care, prins în două rânduri, ce făcea? Se ducea la casa pe care o avea acolo din Piatra Neamț cu mașina de serviciu. Deci lua mașina de serviciu aia cu care îi prind, prind narcomanii, traficanții și așa mai departe. Se ducea acasă seara, consuma băuturi alcoolice cred că un fel de șampanie, un vin italian luat de pe la un supermarket, noi facem reclamă și dimineața sau când venea de la serviciu ca să mai, să mai odinească puțin, deschidea geamul și arunca sticlele băgate în sacoșe. Prrr. În vreo două, trei rânduri a fost filmat așa. Știți ce presiune a făcut individul ăla, apropo de cum? Cu greu i-a dat o amendă, nu știu de care, dacă eu mai dat o mai fi plătit-o. Dar vreau să spun că nu, asta, e, asta contează. Vreau să spun că sunt persoane de la care zici, domnule, ai pretenții. Ăștia ar trebui să fie un exemplu. Ei ar trebui să fie un exemplu pentru întreaga comunitate. Și de unde? Că ei sunt nesimțiții care, sau printre ei sunt nesimțiții care de fapt ce fac? Ei aruncă mizeria, aruncă saci cu gunoaie, cum spuneți noastră că până la urmă unul sărac, n are mașină să plece din Săboani la serviciu spre Roman, să treacă prin cordon și între Săboani și cordon, Zic deschid o leacă, por bagajul, să aruncăm sacul. Deci era mai simplu să lași sacul la poartă să vină firma să ți-l ridice. Da, ține nu și nu credeți că am evoluat foarte mult în anumite domenii și foarte puțin în anumite domenii? Cred că în zona de curățenie, de responsabilitate a fiecăruia față de natură, suntem, avem o lacună în această zonă și suntem tributari unor unor obiceiuri proaste pe care le avem acum la ora dar actuală. Și nu se reu... pot schimba. Obiceiurile le pot schimba, dar nu mai dacă apici, Avem foarte aplici mult legea. timp, avem foarte mult timp. Dar și cine ar trebui, cine considerați dumneavoastră că ar trebui să aplice legea în această zonă? Tot primarul? Nu primarul. Dar aveți la primărie, aveți om pe mediu, nu? Care se ocupă de poliție locală. Poliția locală, nu primarul, poliția locală nu are atribuții și pe linia asta. Sau măcar dacă îl prind, îl cheamă... Dar ai garda Avem de poliția mediu. locală. Poliția locală, garda de mediu. Cei de la apele române, când este vorba de poluare și de a măzăci zona de protecție a unui curs de apă. Adică avem autorități care trebuie să ocupe de treaba asta. Numai că de multe ori nu o fac și noastră știți foarte bine. Eu discutam cu primari din alte zone, inclusiv de povestea de care v-am spus la Pângărați. A ieșit un mare show la vremea respectivă, mari supărări că uite mă, ce l-ai dat pe, ăsta, a apărut ăla, la ziar, cine l-a dat, cum l-a dat, de parcă la era era cu pământului. Păi dacă ești nesimțit, că ești președinte de țară, că ești premier, că ești oricine ai fi, eu te-am dat la ziar, să fie clar, puțin îmi pasă că ești bunic cu pământului, ești nesimțit, asta meriți. Nici nu am avut curaj să chiți, că mi-a părut rău apropo de chestia asta, că șeful lui nu mi-a răspuns. L a căutat în câteva rânduri și am vrut să. Pă, că știți că de multe ori se scuză și spun, nu știți, n-am citit ziarul, că sunt o mie de ziare, nu am citit. Am fost să iau aduc la cunoștință faptul că omului, subordonatul, umblă cu mașina de serviciu, aia cu care ar trebui să prindă arcomanii și aruncă sticle pe pi, geam. Urât, urât gest. Dar revenind, sunt autorități, există și legislație. Dar îmi spunea cineva tot dintr-o comună, zice, nu e greu să, să aplici legea pentru că dacă știi, de regulă când vrei să-i... Cu primarul de la Timișești a fost o discuție de genul ăsta. Aruncau pe marginea ozanei unii resturi provenite din demolări. Și când am discutat cu cineva, mi-a spus, dom'le, dar se știe cine? Tot nu demolează într-o săptămână. Uite ăla, 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 ăla primarul n-a putut să se să ducă să-i amendeze pe aia, pentru că erau oameni cât de cât văzuți în comună, cu... care puteau să convingă în campania electorală, pe unii și pe alții. Campanii... cred că aici e cea mai mare program. problemă. De ce dăm primarului această responsabilitate de gestionarea unor focare de... Haideți să căutăm instituțiile statului care au abilitate în zona asta și trebuie să-și păstreze curățenia. Albiar râului, trebuie să-și păstreze curățenia apelor române. române. Dar aia se plâng o salarii mici. nu? Ei nu dar apele, apele, apele române, apele nu trebuie să-și păzească cursul de apă? Nu trebuie să întrețină da, cursul, de apă. Să întreține cursul primar, de apă? Eu am ajuns la sesizări într-o jumătate de oră, iar cei de la apele române după trei zile, înțelegeți? Eu am ajuns la sesizări făcute de către cetățeni într-o oră, vorbesc de mărgineni, Garda de Mediu a ajuns după 5 zile. Iar instanța a anulat amenda celor de la Garda de Mediu pe motiv că nu au constatat ei fapta, ci un jurnalist. Înțelegeți despre ce discutăm aici? Deci oamenii ăștia, oamenilor este greu să se miște. Eu i-am înțeles că am discutat cu ei particular și am întrebat, de ce nu vă faceți treaba până la urmă? salariile mici. Bine, eu știu că sunt interese, sunt presiuni, dar dacă salariile mici ești nemulțumit, pleacă domnule, tu de în altă parte, lasă-l pe altul. Sau lasă postul neocupat, poate la de la București se va trăi și să spună, poate să facem ceva. Numai că ne batem joc unii de alții și ne batem joc de noi, pentru că vedeți ce se întâmplă. Toată mizeria asta pe care unii, de care unii scapă în modul ăsta, tot noi vom suferi la un moment dat, pentru că mizeria aia ajunge în pânza freatică, mai la vale bea unul într-o fântână apă, se îmbolnăvește, poate e maică ta, poate e bunică ta, poate mai... Știți că noi avem o mare problemă cu fântânile în România. Că, da. Și asta este una dintre cauze. Nu știm să protejăm mediul. Și orice rahat pe românește aruncat aiurea, rahatul ăla ajunge în pânza freatică și tu îl bei mai jos. Pă bun, și... Păi și, și vina face? o purtăm cu toții, cred. Subiectul este mult mai complex din punctul meu de vedere. Cred că și școala trebuie să implice mai mult. Cred că de mici copiii trebuie învățați, Fac copiii trebuie să că... meargă acasă, să învețe pe părinți ce e bine, ce nu e bine. Fac în permanență anual, facem campanii de ecologizare la nivelul comunei. Mă bucur de sprijin și din partea școlii, din partea profesorului și din partea câtorva asociații care există la nivelul comunității în domeniul curățeniei. Dar cu toate acestea, cred că trebuie să facem eforturi mult mai mari și în școală efectiv ar trebui să avem manual manual Așez. Așez. care să ne învețe cum să gestionăm aceste lucruri și manual, cu foarte multă practică, nu cu teorie. Sportul acum este cu carte cu teorie, pentru că nu avem uh, condiții prielnice la nivelul școlilor sau sunt foarte puține școli în România unde avem condiții uh, normale. Pentru, pentru sport. Uh, la fel și în cazul uh, și în cazul uh, protecției naturii, dacă avem uh, acest obiect sau dacă avem uh, într un anumit manual lecții de, despre acest lucru, ar trebui făcut cu multă practică, cu foarte multă practică și efectiv copiii să participe începând de, de la uh, mediul chiar și la grădinițe, de ce nu? mediu primar, gimnazial și pa ulterior la liceu, efectiv să facem acele campanii de igienizare a localităților, de acele deșeuri aruncate din punctul meu de vedere la întâmplare, tot de către noi, ca și societate. Avem Absolut. o problemă la acest capitol, Mare. nu avem cultură la acest nivel, avem nevoie de cultură. La acest lucru, și trebuie să ne mobilizăm cu toții, în primul rând, și în primul rând, să facem față acestor lucruri care, deși aparent mici, mărunte, că sunt foarte mulți telespectatori care consideră că această discuție este mai puțin importantă pentru că abordăm acest subiect. E, e foarte important. Eu cred că este una dintre cele mai importante Așa. discuții care am fi putut să o avem în cadrul emisiunii: vis-a-vis -vis de curățenia și igienizarea localităților din România, orice loc pitoresc pe care îl avem în țara noastră și în care te duci să-l vizitezi. În momentul în care efectiv uh, vezi acele deșeuri aruncate la întâmplare, uh, efectiv îți lasă un gust amar. Îți, îți lasă o stare de tristețe că ai, uh, ai atât de multe lucruri frumoase de care nu cu toții ne-am bătut joc și nu avem grijă. Eu nu vreau să acuz nicio o instituție a statului român. Vis-a-vis -vis de acest nu lucru. nu fac treaba, cum nu fac treaba. fac treaba. Spun, nu, -și fac dar treaba. Nu... nu și fac treaba. Dar nu-i adevărat, fac. nu aveți dreptate. Domnule, domnule. Eu, vă, eu vă spun în felul eu următor. Vin cu argumente, Săptămâna eu vă trecută. Vă spun de, discuția pe care am avut-o în cursul zilei cu colegii de la primărie. Am rugat trei persoane de la serviciu, din cadrul primăriei, de la serviciu public, să ia mașina și să deplaseze de la Simionești la Săbăoani și să culeagă toate deșeurile de pe zonă, din zona respectivă. Da. Colegii mi-au zis așa, săptămâna trecută am cules patru saci. Nu i-am sunat, nu am discutat cu ei, să spun cât saci, am cule... Cât saci au cules astăzi. Patru saci săptămâna trecută, trei saci săptămâna asta, Cred din punctul meu de vedere că nu administrațiile publice sau rolul administrațiilor publice sau rolul instituțiilor statului nu este aceea de a strânge gunoiul de pe zonă. Discutăm, de, formă, de, discutăm ar treby... de 3 km dar, dar... de drum, 3 km de drum, dar... a... A de de drum, de drum dar... între două localități. Dar... efectiv discutăm de cultura pe care o avem, că acele deșeuri sunt aruncate de... din mașină. Este o Iar probleme... care să Știți că sunt și alte probleme. Mult mai grave apropo de, de cursurile de apă. Cum sunt ele tratate, de exemplu, de unii care exploatează masă lemnoasă. Și v-am spus că nu fac treaba autorităților, pot să vă dau exemple, pentru că eu am fost personal implicat și vreau să spun că nici de reprezentanții administrației publice locale, administrațiilor publice locale, nu sunt conștienți și nu se implică. Pentru că dacă tu, care lucrezi în primărie și ai o funcție, nu zic de cordon, o primărie oarecare, lucrezi în primărie și în fața casei tale, vezi că la care exploatează uh, lemn de foc, îl depozitează cantități uriașe în albia părăului și tu nu faci absolut nimic, dar face altcineva. Și în momentul ăla autoritățile nici așa nu mișcă. Nu vorbim despre o complicitate, domnule primar. V-am dat un exemplu, n-am venit, dar este o chestie reală. Nu știu dacă venit, că discutăm de o complicitate. Cum adică? Discutăm de acea situație pe care dumneavoastră ați menționat anterior. Păi dacă anterior firma respectivă în care, în a fost În sensul care prinsă... acel primar care v-a spus I -a fost jenă să deranjeze acea problemă, acea persoană care Cu agent. A, acel agent economic, pentru că probabil acel agent economic avea vreo câțiva angajați la nivelul comunei, avea o capacitate de influență mai mare la nivelul comunei, și atunci a risca acel a, primar să-și pierdă de a, i -a, mandatul. i a fost frică de agentul din... economic. Sigur că da. Sunt și situații din acestea la nivel național. Uh, în general, uh, eu vă spun că majoritatea primarilor nu vor să deranjeze nu, nu vor să-și deranjeze bazinul electoral și oameni am la nivelul înțeles, comunității. Poți să găsești și alte, altă modalitate, de exemplu, să faci o anonimă către ea de la APE. Am adică nu deranjezi tu. Vedeți, noi de Ei, Dacă cred -a că am mai discutat eu. și cu alte ocazii la nivelul emisiunii dumneavoastră. Am implementat un proiect, un proiect de gestionarea deșeurilor la nivelul uh, comunic. Cordun, un proiect foarte interesant din punctul meu de vedere. Un proiect prin care dacă uh, îți plăteai taxele și impozitele până pe 31 martie, dacă îți făceai curățenie în fața porții și în curte, plăteai un leu. Dacă participai la programul de reciclare, plătești un leu. Am păstrat în continuare acest proiect. Dar eu consider că după 3 ani de zile de la implementarea acestui proiect, nu am rezultatul scontat. Și acum, la ora actuală, în fața, în zonele centrale din uh, comună, în zonele centrale sunt zone unde mai fac curățenie, unde mai cosesc în fața porții oamenilor. Și trec de câteva ori cu angajații primăriei să fac curățenie, să mătur în șanțuri, să... Pentru că unii consideră iar... că să vină primarul să-mi facă. Exact. Nu? De acest lucru discut. Nu cred că acest proiect pe care eu l-am implementat, din punctul meu de vedere, un proiect genial, Implementat la nivelul Comunei Cordun, nu cred că a avut nivelul scontat, dar consider că eu trebuie să am multă răbdare cu acest proiect și că durează mult până când locuitorii de pe raza Comunei vor înțelege cu toții că e un proiect în care fiecare beneficiază de un avantaj financiar, în momentul financiar, în momentul în care respectă anumite reguli voi, uh, verifica, voi, voi verifica cu simț de responsabilitate în anii următori, cu un simț de responsabilitate mai mare în anii următori acest proiect și efectiv voi penaliza îl vei deru acele... Îl vei derula și la anul, nu? Îl derulăm îl și derula. în cursul anului viitor, Dar. pentru că consider că orice proiect pe care încep și îl demarez la nivelul, unei, uh, la nivelul societății, la nivelul unei comunități, uh, Îți trebuie foarte mult timp și foarte multă răbdare pentru a implementa și pentru a avea Faceți pentru analize a obține rezultate de -avea scontate, scontate de la nivelul comunității. Taxe și impozite la anul primar, cum la ele? Uh, am actualizat. Suntem obligați prin uh, codul fiscal. De actualizarea acestor taxe au fost uh, indexate cu indicele de inflație din 2021 care a fost uh, de pe luat de pe Institutul Național INS de Statistică, da. 5,1 au fost uh, deci, asta o să fie. actualizate. Nu am mărit taxele și impozitele, doar le-am actualizat cu indicele de inflație 5,1 care a fost în anul 2021. Proiecte propuse pentru 2023 Ah, sunt foarte multe proiecte pentru 2023. Am, am, proiecte importante. Cred că unul din proiectele cele mai importante pentru care am muncit în ultimii ani a fost finalizarea investițiilor de apă și canal în cele mai importante comunități ale Comunei Cordon, în Cordon și în Pildești. Voi sper să finalizez aceste investiții și să efectiv să trec să trec uh, la o altă etapă în aceste comunități, să finalizez această investiție în cursul anului 2022, 23, 23 24. Da. Dacă reușesc în 23 ar fi minunat, ca efectiv în următorii ani să derulez alte investiții. Am semnat contractul de finanțare acum uh, pe data de 24, 24 octombrie. Pe 24 octombrie am semnat contract de finanțare. Este o lucrare care va fi derulată 100% și va închide integral aceste investiții pentru aceste comunități mari. Tot în cursul anului am mai depus acum săptămâna trecută un program prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 1 pe apă și canal în localități sub 2000 de locuitori. Am depus pentru satul Simionești, pentru că acolo sunt un pic mai în urmă cu aceste investiții, dar eu le-am derulat, am muncit și în această zonă și am căutat și caut finanțare pentru a finaliza investițiile și pe raza satului Simenești. La momentul la care discutăm am șantier și am în lucru o sală de sport și un teren de sport în, executate în proporție de 70-80%, 60-70%, 80, 60 -70, 70 -80 sunt executate acum la ora actuală și sper că în 2023 să finalizeze acest obiectiv de investiții. Sunt uh, foarte multe cereri și foarte multe solicitări de contracte de finanțare pentru anul 2023, dar din punctul meu de vedere vor fi investiții cam în jur de vreo 5 milioane de euro care vor intra uh, la nivelul Comunei Cordun pentru infrastructură și pentru dezvoltarea comunității noastre. Sunt investiții pe care le aștept și eu, ca și prim -ă, în calitate de primar, sunt ca să le derulez și să finalizez la nivelul comunei. Și îmi doresc P să fie un an bun din punct de vedere investițional. E, în două cuvinte, mai avem mult de muncit. Am, așa cum am menționat, foarte multe cereri și solicitări de finanțare. Sper ca și la nivel național ministerile și zonele și bă, autoritățile finanțatoare ale acestor proiecte să se miște un pic mai rapid. Că, eu așa cum am se menționat se, la eu început. Sper să se trezească. Unii dintre ei. Trebuie să ne trezim cu toții, trebuie să fim mai responsabili, să respectăm natura și să ne respectăm noi ca și semeni. Este foarte important pentru, pentru noi toți ca prin aceste lucruri mici, mărunte și elementare pe care le-am menționat. Trebuie să înțelegem uh, aceste... Să facem, facem, minuni. Efectiv, dacă ne-am uh, impune cu toții să facem o faptă bună și să curățim cu acea plasă sau acel sac de deșeuri, zi, nu zilnic, săptămânal sau lunar, sau lunar, sau la două luni, dacă am face cu toții și fiecare acest lucru, nu am mai avea problema asta. Fără am, devenit am devenit mai responsabil, am devenit mai responsabil și prin prisma deșeurilor pe care noi le-am aruncat aiurea că în momentul în care te duci să culegi un sac de deșeuri îți dai seama că acele deșeuri sunt aruncate și de tine și de semeni de-ai tăi și atunci la rândul tău poți să devii un exemplu pentru tine pentru familia ta și pentru comunitatea ta și atunci încet încet fiecare vom deveni mai responsabil. E un lucru simplu, e un lucru mărunt pe care cu toții cred că am putea să-l facem pentru societatea noastră, să gestionăm aceste deșori. Noi avem o problemă cu curățenia la nivel național. La nivel național da, avem e, o problemă cu curățenia. E o cu țară mizerabilă. Suntem o țară mizerabilă, așa cum ați menționat și noastră. Este simplu, dacă în. în... Toate știți cum? O vorbă, o vorbă populară spunea așa. Dacă cu toții, la nivelul unei comunități, am ieșit în fața porții să ne facem curățenie, în jumătate de oră o comună ar arăta bec ar arăta bec în jumătate de oră. Nici chiar așa că îi depășim pe coreeni. Nu, depăș nu trebuie să-i trebuie să depășim pe ei. Nu trebuie. Cel mai bogat om din China din deșeuri trăiește. Am putea Dar să nu... valorificăm aceste deșeuri în favoarea societății noastre. Nu avem capacitatea nici în această zonă să valorificăm Dar aceste deșeuri. nici nu înțelegem și nici nu se explică. Uitați că a trecut timpul și sunt atât de multe lucruri de, de, de vorbit, iar subiectul ăsta e extrem de interesant apropo de deșeuri. Nu explică nimeni ce înseamnă și ce câștiguri și ar trebui, de fapt, Aici cred că e marea problemă. Cred că și populații trebuie să-i se explice că și ea va câștiga ceva dacă aceste deșori vor fi reciclate și colectate așa cum trebuie. Pentru că ar trebui să scadă costurile. Știți foarte bine. În primul rând și în primul rând scad costurile. Eu deși ar trebui. am costuri, ar trebui. vor scădea 100%. Fiecare administrație publică local plătește la tonă. Exact. La tonă. Dacă tu l ai colectat și le-ai reciclat. În cursul anului 2021 Comuna Corduna a plătit un milion de lei per total an, pentru gestionarea deșeurilor la nivel uh, comunal. Dacă am fi fost mai responsabil, poate am, plătit, poate am fi plătit 500 de mii de lei. Nu, zero nu există, dar se poate ajunge și în zona de zero sau se poate ajunge și în zona de beneficii. Pe plus. adică pe pe plus. Pentru că, am da. că dacă noi reușim, dau un exemplu, producem 100 de tone de deșeuri și reciclăm 100, pe cei 50 față de targetul pe care noi ne l-aveam propus, pe cei 50, uh, 50 de tone pe care i-am reciclat și valorificat în plus, noi vom primi de la fondul de mediu de la cei niște care bonusuri. nu niște bonusuri da. la de la cei care, care targetul. Target da. da, 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 și atunci orice comună orice comună, orice localitate poate efectiv să facă acest lucru și să câștige bani și din deșeuri. Mai mult decât atâta. În loc să plătesc un milion de lei pentru gestionarea deșeurilor, puteam să mai fac o investiție frumoasă de acești bani la nivelul comunei. Adică cu banii aveți ce face? Aveam ce face. Sigur Aveam că da. Cum face. să nu? nu? Nu poți la nivelul da. unei comune să... să spui că nu mai ai ce face cu banii și că ai pus Orcum totul le la găsești, punct. Le găsești în uh, țară. Chiar dacă la nivelul comunei avem un potențial financiar mai bun decât al altor comune la nivelul județului, în continuare ne confruntăm cu foarte multe probleme și cu foarte multe lacune pe care le avem la nivelul administrației publice locale. Avem lipsuri ne... extraordinari de multe, așa cum am menționat, chiar dacă avem... Multe investiții. Îmi doresc să avem și mai multe investiții, pentru că cheia succesului de dezvoltare a unei comunități, am mai spus-o și cu alte ocazii, investiții. sunt investițiile în mediul privat, locurile de muncă care se formează la nivelul unei comunități. Chiar discutam la un post de radio în cursul săptămânii și mă întreba. Uh, Doamna respectivă, dacă sunt, uh, sunt familii unde sunt, pleca, unde sunt plecat uh, ambii părinți din familie și copiii au rămas acasă. Sunt puține situații, nu prea am situații de genul ăsta, dar în majoritatea situațiilor unul dintre părinți este plecat de acasă. Indiferent, indiferent că e plecat doar un singur părinte din interiorul familiei, tot. Este o lipsă în interiorul familiei, și tot este un dezechilibru, indiferent că este tata, că este mama. De cele mai multe, este. În cele mai multe situații, tatăl este plecat de acasă ca să obțină bani pentru viața de zi cu zi a familiei. Dar și lipsa tatălui va crea uh, efecte nocive și va asupra va familiei pe termen lung. Cred că lucrul cel mai important este să avem răbdare, să ne mobilizăm cu toții să creăm condiții propice pentru dezvoltarea acelor locuri de muncă. Mă bucur că în această perioadă se vor finaliza și procedurile de achiziție pentru această autostradă și pentru zona și pentru regiunea moldovei. Da. pentru că era o investiție foarte 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 necesară pentru regiunea moldovei și pentru dezvoltarea tuturor localităților din uh, zona noastră. Am fost vitregiți gata. din punctul meu de vedere la nivel național pentru că și încă nu au fost demarate și încă suntem -vă, și cred vă, că aici... Uitați-vă în vezi cum se lucrează acolo. Sunt da, toți, dar aici, vedeți dumneavoastră, cu toții cred că suntem vinovați toți Uh, toți cei care au fost până în prezent de, în ultimii 30 de ani la nivel politic, indiferent de partidul pe care l-a reprezentat, nu au reprezentat nu cu interes uh, regiunea Moldovei, că efectiv, uh, din punctul meu de vedere, indiferent de coloratura politică, toți politicienii din zona Moldovei trebuiau să se coalizeze pentru această investiție importantă pentru dezvoltarea acestei regiuni. Au tras hei suntem cei mai săraci din Uniunea Europeană pentru că suntem și cei mai. Suntem, puncte puncte. Corupție, Am... așa cumva de realitate nu, și suntem, suntem ghidați de cu totul alte interese decât s interesul uh, public. Nu vorbesc, vorbesc despre cei care într-adevăr nu au suntem reprezentat a... de Parlamentul României, au reprezentat județele Moldovei. Pentru că asta a fost explicația, pentru că așa cum noastră v-ați interesat, ne-am interesat și noi. Uh, și într-adevăr este dureros să vezi că după 33 de ani nu ai decât câțiva kilometri de autostradă și aia în, jurul, în jurul, Bacăului, urmează să fie priși în proiectele viitoare și întrebând în stânga, în dreapta, răspunsul cel puțin pe care l-am primit eu m-a și speriat și a zis, bă, nu e posibil așa ceva. Zice, Daniel, credem că este adevărat ceea ce spun. Când a fost polul de putere la Bacău, ea de la Bacău voia autostrada să treacă nu știu pe unde, ăștia de la Neamț când au fost ei voiau să treacă nu știu pe unde, ea de la Iași la fel. Niciodată n-a fost unitate și o înțelegere din punctul de vedere. Toți au vrut să tragă pentru ei electoral și financiar pe golănie, pe, pe, constructor și așa mai departe, că știți cum e, dacă trece autostrada pe unde trebuie, mai... Uh, uh, sunt unii care au avut uh, Foarte pe acolo. mulți ani, foarte mulți ani au existat probleme cu exproprierea terenurilor. Da, dar, foarte folosim. mulți oameni bine interesați pentru societatea românească, la momentul respectiv, când legea nu era foarte clară, au cumpărat terenuri și vindeau la prețuri exorbitante acele terenuri și, efectiv, Corect. împedicau Așa. construcția acestor autostrăzi și acestor obiective de infrastructură mare la nivelul. Dar uh... ei erau acolo cu legea uh, legislativă, nu eram noi, domnul primar. Ei puteau Aveți să modifice legea noi. Acum, la ora actuală, legislația permite, într-un da. într final, uh, efectuarea acestor investiții la nivel național. Nu am fost conștienți cu toții că aceste investiții sunt efectiv uh, pilonul și începutul dezvoltării regiunii Moldovei la nivel uh, național și european. Uh, până când nu rezolvăm încă două sau trei autostrăzi la nivelul zonei noastre nu vom, până conta. Nu vom conta în Așa. zona investițională. Așa. Acum de ce să-i acuzăm pe cei din Transilvania pe politicienii din Transilvania care au fost mai abili mai înțelepți și mai uh, loiali și tributari electoratului pe care l-au avut acolo, pentru că ei au luptat pentru electoratul lor și s-au zbătut pentru aceste investiții în acea zonă, nu cred că ar fi normal să-i acuzăm uh, atâta timp cât ei și-au urmărit pe scopul. Noi ar trebui să-i acuzăm pe ai, noștri, pe ai noștri, că noștri că nu au fost suficient de capabili, de capabili, de inteligenți pentru a dezvolta și zona noastră. N-au in, urmărit interesul pe care zic eu ar fi trebuit să... pentru care ar fi trebuit să nu doarmă nopțile, respectiv aceste autostrăzi, măcar una care să lege Moldova de, de vest și garantat una care să lege Moldova de de sud. Meastră, Dar, interesul urmă, personal noastră. și binele comun sau binele personal și binele comun sunt două lucruri... Sunt două lucruri simple. De cele mai multe ori, uh, punând uh, interesul personal în prim plan, uh, în detrimentul binelui comun, considerăm că ne va fi bine. Este total invers, din punctul Așa. meu de vedere. Este total Așa. invers atât timp cât, uh, la nivelul societății, uh, vom avea principii clar care să ne ghideze și să ne coordoneze viața socială din interiorul societății și o legislație clară, corectă, pe anumite, stabilită pe anumite principii și vom urmări binele comun și armonizarea legislației cu zona de gândire morală, cu acea logică și cu acea moralitate care ar trebui să existe în fiecare lege, când vom reuși să coordonăm aceste elemente la nivelul legislativului din țară și când vom pune binele comun pe prim plan, cu începând din acel moment, tuturor ne va fi Fui mai bine. bine. Indiferent de funcția, de locul de muncă sau de cum gândim sau de ce facem. Când avem această gândire simplă o vom duce mai bine. Atâta timp cât vom considera că dacă nouă personal ne este bine și celor celorlalți nu ne interesează, cu toții o vom duce. O mai puțin bine. Vreau și... să prind ziua aia când românii vor pune binele în comun. În uh, <laughs> Da, din păcate nu mai avem timp, domnule primar, chiar am depășit. Uh, Alex mi-a atras atenția că am depășit timpul alocat emisiunii. Niciun fel de problemă, să ne revedem cu siguranță și anul viitor. Sunt atât de multe lucruri de vorbit și în această seară ne-am propus să atingem mult mai multe subiecte. Din păcate am reușit măcar așa parțial să... Uh, Discutăm despre unele lucruri extrem de importante, dar vom continua discuția, fără doar și poate la anul. Vă doresc să aveți sărbători fericite și noastră și tuturor celor care ne urmăresc. Cu ocazia sărbătorilor, urez tuturor telespectatorilor dumneavoastră, tuturor locuitorilor de pe raza Comunei Cordun și nu numai, Crăciun fericit, sărbători fericite și la mulți ani în. Anul care vine, 2023. La mulți ani și la primar. O seară bună, să aveți masele spectatori. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și în această seară. Ne revedem noi, o să ne revedem și la Panorama și săptămâna viitoare la ultima ediție de radar. Până atunci, la revedere, numai bine!